Iisus, spunea versetul cântării, dorim ca și în această dimineață să ne unim inimile și să binecuvântăm pe Dumnezeul nostru care este sfânt în vecii vecilor. Dorim ca toată lauda, toată gloria și toată cinstea să o aducem Lui în această dimineață. De aceea, așa cum suntem, se cuvine să venim înaintea Lui cu mulțumire. Faptul că în dimineața aceasta suntem în casa Domnului, suntem în locașul Său de închinare, merită să-i mulțumim, să-l lăudăm, să-l preamărim pe el pentru tot ceea ce a pregătit pentru noi în această zi. Cerem ca binecuvântarea Domnului să fie cu noi și în timpul de rugăciune și toată slujba. Eu încredințăm în mâna lui în dimineața aceasta, el să ne asculte rugăciunea. Amin.
Amin. Așa cum suntem, rămânem ridicați, deschidem Sfânta Scriptură de la Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 12 până la versetul 25 inclusiv, pagina în Biblie 1182. Evrei, capitolul 10, începând cu versetul 12. El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrășmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ne-l adeverește și Duhul Sfânt, căci, după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu-mi voi aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat, cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare, așa cum obișnuim, vom avea un timp de rugăciune și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze timpul acesta care ne-am rugat și credem că El o va face în dimineața aceasta. Dorim ca cu toată biserica să lăudăm pe Domnul cu o cântare și după această cântare rog pe fratele Adi Covaci să se pună în slujba Domnului și să ne motiveze pentru următoarea rugăciune și doresc ca Domnul să-L binecuvinteze. Amin. Eu sunt un păcătos și în loc
Slăvit să fie Domnul și mulțumim Domnului că în această zi suntem în casa lui Dumnezeu la un timp de părtășie binecuvântat. Credem din toată inima că atunci când venim în casa lui Dumnezeu și nu numai, ne plecăm și ne smerim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care își pleacă urechea spre noi, ne ascultă și ne răspunde rugăciunilor, slăvit să fie Domnul. S-a citit în această zi un cuvânt despre vechi legământ și s-a citit un cuvânt despre nou legământ. Îngăduiți-mi câteva vorbe și ne vom ruga. Aseară Biserica Domnului a experimentat coborârea Duhului Sfânt între noi. Și mulțumim Domnului pentru harul pe care Domnul l-a acordat aseară tuturor celor care au fost prezenți. Încă o dată cuvântul Scripturilor a rămas în picioare că făgăduința Duhului Sfânt este pentru cei care sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu la mântuire. Și îți mulțumim ție, Doamne, că încă o dată ți-ai împlinit cuvântul. De ce coboară și de ce dă Dumnezeu Duhul Sfânt? Sunt foarte multe lucruri pe care Duhul Sfânt, odată așezat în ființa noastră, se întâmplă în lăuntrul nostru. Îngăduiți-mi doar un lucru sau două să punctez și să vedeți de ce este important, de ce este important ca eu, ca copil al lui Dumnezeu, să beneficiez de făgăduința Tatălui. Dacă în vechime poruncile și legile erau așezate pe o piatră, în noul legământ, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu sunt așezate în inimile noastre. Dumnezeu dă Duhul Sfânt, dragilor, pentru ca eu, ca și copil al lui Dumnezeu, în fiecare zi, să mă ajute și să țin porunca. Dacă cei din vechime o țineau cum o țineau, pentru că Duhul Sfânt nu era turnat în interiorul lor, noi în nou legământ avem toate șansele să ținem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt este dăruit și este așezat în viața mea și cu scopul acesta, să mă ajute să țin cuvântul lui Dumnezeu, să mă ajute să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit în această rugăciune să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm într-un mod deosebit. Doamne, ajută-ne ca în vremea aceasta să ținem la cuvântul Tău. Dacă Dumnezeu ține la cuvântul Lui, pământul, tot ceea ce vedem noi și nu vedem, poate să treacă. Dar ce-i scris în acest cuvânt, Dumnezeu ține și va împlini. Invit poporul Domnului să se ridice în picioare și în rugăciunea aceasta, dacă au fost momente în care Duhul Sfânt te va sesiza că ai călcat cuvântul, vin înaintea lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu să te ierte pentru această stare. Și apoi zi, Doamne, dă-mi puterea Duhului Tău și ajută-mă ca în fiecare zi cuvântul Tău să fie plăcerea mea, cuvântul Tău să fie dorința sufletului meu și să caut să-L împlinesc. Amin.
ocupăm locurile și dorim ca corul bisericii să se pune în slujba Domnului, să laude pe Domnul cu o cântare, după care rog și pe fratele Levi să se pună în slujba Domnului și doresc ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Domnul să fie lăudat. Domnul să fie înălțat. Duhul Sfânt este cu noi aici. Fraților, surorilor, prin sângele lui Iisus Hristos avem o intrare slobotă în locul preasfânt. Știați sau nu știați? Fraților, surorilor, numai prin sângele Domnului Iisus Hristos avem intrare slobotă la cel preanalt, la locul sfânt. Dumnezeu ne pregătește și vrea
să știu lucrul acesta. Vrea Dumnezeu să știi lucrul acesta. Vrea Dumnezeu să știm noi toți. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, surorilor, avem un mare preot. Haleluia! Din nou cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește în această dimineață. Fraților, surorilor, am un mare preot. Haleluia! Poți să mărturisești cu gura ta cuvântul acesta care s-a citit? Ai un mare preot. Dar ca să-l am pe marele preot, trebuie să fac 4 lucruri. Să ne apropiem. Haleluia! Să ținem. Să veghem unii asupra altora. Și al patrulea, să nu-l părăsim. Ca să intru în locul preasfânt, 4 lucruri trebuie să le îndeplinesc. Eu, ca și om al lui Dumnezeu. 4 lucruri. Să mă apropii. Să țin, să veghez și să nu părăsesc. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm lui Dumnezeu. Ori de câte ori poporul Israel în vechime se apropia de Dumnezeu, Dumnezeu din cer le răspundea la rugăciune. Când poporul Israel venea și cerea pâine, Dumnezeu le dădea pâine. Când poporul Israel venea și cerea apă, Dumnezeu le dădea apă. Când poporul Israel venea înaintea lui Dumnezeu și zicea, Doamne, dă-ne biruință în războiul pe care îl purtăm, Dumnezeu le dădea biruință. Dar când se depărta de Dumnezeu, Dumnezeu se depărta de ei. Am citit în Biblia aceasta, cuvântul acesta. Când poporul Israel se depărta de Dumnezeu, Dumnezeu se depărta de ei. Ați citit lucrul acesta? Când ne depărtăm de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu se desparte de noi. Păzește-ne, Doamne. Haideți să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. În zilele acestea, în vremea, pe sfârșit, răscumpărați vremea, zilele sunt grele. Dragii mei, haideți să ne apropiem mai mult de marele preot. Cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu un trun spălat. În această dimineață venim și să ne apropiem de trupul și sângele Domnului. Haideți să cerem iertare lui Dumnezeu. Am greșit față de El. Și haideți să ținem aceste lucruri ca să ajungem în locul preasfânt. Amin. Tată, Doamne din cer.
Amin. Ocupăm locurile. În continuare, dorim să mai continuăm în rugăciune, urmează rugăciunea pentru cei bolnavi și dorim ca Dumnezeu să lucreze El și să dea biruință în toate lucrurile. Așa cum vedeți în mijlocul nostru în dimineața aceasta, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu frați oaspeți și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Îl avem pe fratele Marius Livanu din Italia împreună cu soția lui. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și le spunem un bun venit în Biserica Elim. Avem pe fratele Sorin Piu din Botoșani de asemenea, el a slujit cu corul bărbătesc în cursul săptămânii. Dorim ca Domnul să-l binecuvinteze, să-l laude pe Domnul cu o cântare și după ce el va cânta, cu toată biserica laudăm pe Domnul cu o cântare și vom face rugăciunea pentru cauze și Dumnezeu să fie laudat în toate. Amin. Toată inima doresc ca toată slava și cinstea să-i aducem numai lui Dumnezeu. Și rugăm pe El în această dimineață să aibă un cuvânt pentru fiecare de noi. Te rugăm, Doamne Iisuse, să spui astăzi un cuvânt prin Duhul Tău cel Sfânt. Și atunci noi ne vom înviora, pentru că Tu încă mai poți face minuni. Și orice boli, și orice slăbiciuni, ne mai poți, Doamne Iisuse, și astăzi vindeca. Cananeancă din Scripturi, să adunăm anvrea și noi fărâmituri. Chiar și atât de am primit, ne-am săturat, căci un har să fim, Iisus, la masa Ta. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni ne mai poți, Iisuse, vindeca. Atingem boala hainei de-am putea, de alte leacuri trebuind să n-am avea. Totuși prin credința Tine întrăsnim și la tronul îndurării iar venim. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni ne mai poți, Iisuse, vindeca. Scăldătoarea este plină de bolnavi, șchiop și ori și atâtea sute de sărmani. Doar o clipă apa de ai tulburat, am vedea cu tot ce mare-i slava Ta. Spune, Doamne, azi prin Duhul Tău cel Sfânt și ne vom înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice boli sau slăbiciuni.
poți, Iisuse, vindeca. Spune, Doamne, un cuvânt, azi prin Duhul Tău cel Sfânt, și ne rog înviora. Căci Tu încă faci minuni și orice bol sau slăbiciun, ne mai poți, Iisuse, vindeca. Le mai poți, Iisuse, vindeca. Slavă Domnului! Eu cred în vindecările divine, căci El mă vindecase și pe mine, căci El e medicul cel bun și mare. În El găsim balsam și vindecare, în numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit. Eu cred în Domnul care așa ne spune, cu niciun chip eu nu te voi lăsa. Eu vin smerit la El în rugăciune și spun la toți de vindecarea Sa. Cred în Domnul care ne conduce, prin stâlpul Său de foc mistuitor, în rănile și-n jertfa de pe cruce, găsim cu toți balsam vindecător. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat. Așa cum a crezut sutașul, o, Doamne, zi, o vorbă și de ajuns, ne vindecă și nouă copilașul. La ruga noastră dă-ne atât răspuns, în numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit. Eu cred ca și femeia cananeancă, că cel mai dă și azi fărâmitul, când El îți spune degetul pe rană, ești vindecat ca orbul din Scripturi. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit. Eu cred în El că-ți El în veci trăiește, El este atotputernic și slăvit, El orice
orice rană o tămăduiește. Deci El e Domnul care ne-a întocmit. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit, în numele Lui ești vindecat. În numele Lui ești vindecat, în numele Lui poți fi iertat, slăvit să fie numele Lui în dimineața aceasta, care este prezent în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt, prin versul cântărilor, prin închinarea care o ducem înaintea Lui și a dovedit prezența în dimineața aceasta în mijlocul nostru. Și vrem în continuare să ne pregătim inimile să intrăm înaintea Lui, în a ruga pe El, ca El să lucreze în continuare la cauzele noastre, la problemele noastre. Și dacă în dimineața aceasta nu ai venit cu cauze speciale, mulțumește Lui Dumnezeu pentru binele care ți l-a făcut, că ești în casa Lui. Mulțumește Lui Dumnezeu pentru că ai putut veni în dimineața aceasta împreună cu familia ta, cu copiii tăi în casa Domnului. Și Dumnezeu să te binecuvinteze și El să ne binecuvinteze pe toți. S-a adresat duminica trecută acest cuvânt al mulțumirii și vreau în dimineața aceasta să vin înaintea dumneavoastră și înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm fiecare personal, fiindcă suntem la această sărbătoare deosebită, la cina cea de taină, ești mulțumit? De câte ori ai participat anul acesta la lucrarea aceasta? Și doresc ca Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Amin. În dimineața aceasta mai este încă o ocazie pentru anul acesta. Poate de multe ori ai ieșit afară când s-a făcut această lucrare și ai spus, Doamne, nu sunt pregătit. Dar urmează o rugăciune în care ne vom ruga pentru cei bolnavi. Dar vrem înainte să rugăm pe Dumnezeu ca El să se atingă de inimile noastre. Și dacă sunt lucruri care ne mai apasă, dacă sunt lucruri care ne mai leagă, dorim în dimineața aceasta ca El să aducă eliberare. Și atunci când ne vom ruga, să credem că Dumnezeu va aduce biruință rugăciunii noastre și dorim ca a Lui să fie toată lauda, toată cinstea și toată gloria. Ascultați ce spune primul verset în dimineața aceasta. El, deopotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. O singură jertfă a fost suficientă ca să ierte păcatul meu, păcatul tău. Și în dimineața aceasta îmi cere mie și îți cere ție ca să vii înaintea Lui așa cum ești. Și credem că Dumnezeu poate să ierte gândurile noastre care nu au fost după voia Lui, care poate în săptămâna aceasta le-am avut în inima noastră, în mintea noastră și ne-am permis să vorbim unele lucruri nepotrivite. În dimineața aceasta, El este în locul acesta și poate să te ierte, poate să mă ierte, poate să-i asculte și poate să dea biruința, slăvit să fie numele Lui. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și vreau să mai punctez câteva lucruri din ultimele versete și apoi vrem să trecem la rugăciune. Doresc în dimineața aceasta, în continuare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care s-a prezentat aseară, așa cum aminteau frații, și a botezat cu Duhul Sfânt trei suflete, îl rugăm și în dimineața aceasta să rămână printre noi și să dea biruință, să cerceteze inimile noastre și să venim înaintea lui Dumnezeu cu acea dorință ca Dumnezeu să ne atingă lăuntrul nostru,
ca Dumnezeu să ne asculte dorința noastră, ca Dumnezeu să dea biruință la cauza noastră, ca Dumnezeu să dea biruință la cauzele care vom aminti de boală, ca Dumnezeu să se atingă, așa cum spunea versetul cântării, Dumnezeu să-și înfăptuiască lucrările Lui, dar pentru aceasta este nevoie ca noi să fim devotați în ceea ce facem. Atunci când ne rugăm, să credem că Dumnezeu ne ascultă. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu și înălțăm glasurile noastre către El, să simțim că Dumnezeu ascultă cauza pentru care eu mă rog, Dumnezeu ascultă cauza pentru care tu te rogi și Dumnezeu dă biruință. Dar de aceasta este nevoie ca în dimineața aceasta să ne plecăm inimile și să ne verificăm starea cu care am venit în casa Lui. Și dacă nu avem o stare potrivită cu cuvântul care l-am citit în dimineața aceasta, haideți să rugăm pe El ca să ne ierte. Spunea versetul 22, să ne apropiem cu o inimă curată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cum este inima ta în dimineața aceasta, care ai venit la casa Domnului, care ai venit și vrei să ai părtășie cu Domnului? Dacă nu este după voia lui Dumnezeu, mai ai ocazia rugăciunea aceasta să spui, Doamne, curățește-mi inima, curățește-mi cugetul, să ne pregătim cu credință deplină și cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și trupul spălat cu apă curată. Dumnezeu să ne ajute, spune cuvântul Domnului, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Și apoi versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Doamne, ajută-ne să nu te părăsim niciodată. E adevărat că sunt suflete care s-au depărtat de casa lui Dumnezeu și vrem în dimineața aceasta să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i aducă din nou în locașul acesta de închinare, de unde le-a vorbit altă dată, să-i cheme din locurile unde au plecat. Dacă ai pe cei dragi care s-au îndepărtat de casa lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, haideți să-i aducem înaintea Domnului și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Vrem să ne ridicăm și să ne pregătim pentru rugăciunea pentru cauze, care voi citi cauzele și biletele care au ajuns în dimineața aceasta în mijlocul nostru și doresc ca, înainte de toate, să începem cu două cauze de mulțumire, la care Dumnezeu a răspuns și a ascultat rugăciunea. Lăudat să fie numele Domnului! Aducem mulțumiri lui Dumnezeu care ascultă și astăzi rugăciunile. Fiica noastră Rebeca, Maria, s-a întors acasă. Toată slava și cinstea și gloria i-o dăm Domnului Iisus și mulțumim bisericii și fraților și surorilor care s-au rugat. Amin. Dumnezeu să fie lăudat! Amin. Și Dumnezeu să lucreze în continuare la inima ei. Mulțumim că Dumnezeu dă biruință. Amin. Un alt frate spune, vreau să aduc mulțumiri Domnului pentru că Domnul a ascultat rugăciunea și s-a atins de mine joi seara și m-a vindecat. Amin. Domnul să fie lăudat și pentru această cauză. Amin. Și Dumnezeu să fie slăvit. Aș dori să susțineți în rugăciune pentru soția mea, Veronica, care este bolnavă, ca Domnul să o vindece și Domnul să aducă biruință. Amin. Dragă biserică, să ne rugăm și să ne sprijiniți în rugăciune pentru Emanuel, ca Domnul să dea biruință în acea operație care o are de făcut și Dumnezeu să lucreze la această cauză. Amin. Sunt o soră din biserică și vă rog să mă ajutați în rugăciune ca Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea și Dumnezeu să lucreze cu putere. Dumnezeu să dea biruință și la această cauză. Vă rog în numele Domnului să vă rugați pentru Andreea, care suferă de o boală, Dumnezeu să se atingă și să o vindece. Amin. Am primit și un mesaj de la cineva pentru această soră. Dumnezeu să dea biruință la sora Andreea și el să lucreze. Vrem în continuare să ne rugăm pentru cauzele bisericii pe care le vedeți afișate pe ecran. Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să aducă biruință, izbăvire și El să aducă vindecare, El să aducă eliberare și El să se atingă de toate aceste cauze. Vreau să le enumăr câteva dintre ele și Dumnezeu să asculte rugăciunea.
Ne rugăm în continuare pentru sora Rodica Dobie, ca Dumnezeu să se atingă de ea. Amin. Și Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru fratele Zimbru, pentru fratele Hațegan, pentru fratele Radu Dragoș, care este în continuare mobilizat în căruț. Dumnezeu să se atingă de el. Amin. Și el să dea biruință și acestei familii. Ne rugăm pentru Fontul Vasile, ne rugăm pentru sora Angelica din Italia, bolnavă de cancer. Dumnezeu să se atingă de ea. Amin. Și el să dea biruință. Ne rugăm pentru sora Florica Grigoraș, ca Dumnezeu să se atingă și de ea. Amin. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea. Amin. Și cred că ați enumerat celelalte cauze de pe ecrane. Ne vom ruga în dimineața aceasta pentru copiii bisericii. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de ei. Amin. În dimineața aceasta vrem ca rugăciunea noastră să ajungă la El și El să se atingă de aceste suflete și să dea biruință. Ne vom ruga în continuare pentru Raluca, fetița noastră, ca Dumnezeu să aducă biruință. Întotdeauna când m-am gândit că problema mea este cea mai mare, Dumnezeu mi-a arătat întotdeauna una și mai mare ca a mea. Și am văzut probleme mai mari. Nu știu în dimineața aceasta care este problema ta și cât de mare este ea, dar nu uitați că mai mare de problema ta și decât problema mea o are altcineva. Și în dimineața aceasta venim înaintea Lui și rugăm ca El să asculte rugăciunea. Spun lucrul acesta pentru că sâmbăta trecută m-am întâlnit cu un frate care este membru în biserica noastră și spunea el, dacă nu știu o școală despre două fetițe surdomuți, și a întrebat, dar al cui sunt? Ale mele. O fată de 17 ani care vine aici la slujbă cu noi și o altă fetiță de 7 ani suferă de această boală cumplită și eu n-am știut. Poate nu știi nici tu. Ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să se atingă de aceste două suflete și El să aducă vindecare. Și lista continuă. Ne rugăm pentru Delia, pentru Rahela, pentru Micael, pentru Ionatan. Ne rugăm pentru candidații de la botez, ca Dumnezeu să se atingă de el. Ne rugăm pentru Carin, pentru Beatrice, pentru Alex. Dumnezeu să dea biruință la toate aceste cauze. Dacă mai sunt și alte cauze, printr-o ridicare de mână, faceți semn Domnului, căci El este aici și poate să se atingă de problema ta și de cauza ta. Haideți să venim înaintea Domnului rugăciune și Domnul să asculte rugăciunea. Amin.
Amin. Așa cum suntem ridicați, ne salutăm, ne binecuvântăm în casa Domnului și doresc ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin. După ce ne-am binecuvântat, putem ocupa locurile. Fratele păstor Dorin Albuț va face anunțurile care sunt pentru noi și apoi voi anunța cele ce urmează. Amin. Și în dimineața aceasta slăvim pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și îl onorăm pe Duhul Sfânt. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră care ați venit în ciuda ploii, timpul nefavorabil, în ciuda lipsei de parcare, ați venit să vă închinați. Dumnezeu pe toți să vă binecuvinteze. Mulțumim Domnului pentru fratele Marius Livanu și pentru soția lui Felicia. Le spunem bun venit și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Le mulțumesc că au onorat invitația noastră și vrem să ne bucurăm împreună în această dimineață și Domnul să-i folosească de asemenea. Salutăm pe fratele Piu, Domnul să-l binecuvinteze. Îi mulțumim pentru dragostea cu care a venit să ne ajute în mai multe lucrări în Biserica Elim și să slăvească pe Domnul, Domnul să-l binecuvinteze. Iubiții Domnului, anunțăm botezul nou testamental pe data de 20 ianuarie 2019. Toți candidații care au participat la catecheză vor rămâne aproape de Domnul, aproape de biserică și înainte cu o săptămână de această dată de 20, săptămâna aceasta înainte de 20, vor fi examinați și Domnul să dea tuturor mântuirea și iertarea păcatelor de care avem atâta nevoie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe data de 16 decembrie, de azi într-o săptămână, după masă, în sânul Bisericii Elim, va fi o sărbătoare specială a copiilor. Invităm toți părinții și toți copiii să vină. Sperăm să ne facem loc, să ne înghesuim, să încapem cât mai mulți. Va fi o seară specială pentru ei și Domnul să-i binecuvânteze și pe ei și pe noi. Amin. Mulțumesc din toată inima celor care până azi au adus acest cadou din cutia de pantofi, un gest deosebit de frumos. M-am bucurat să văd frați, surori care au venit cu dragoste, dăruind pentru copiii nevoiași în România. Încă mai sunt câteva zile pentru această lucrare și nevoia este mare. Vrem să acoperim cât se poate o parte mare, vor fi în mai multe direcții din România și am căutat să acoperim cumva pe toate regiunile. Nu va fi suficient cât avem, dar din puținul nostru, dorim ca Domnul să lucreze pentru bucuria și fericirea și celorlalți care n-au acest har ca și noi să fie binecuvântați. Fratele Vasile Timșac este plecat la Luxemburg, are un botez acolo, Domnul să-l binecuvinteze. Studiu biblic care se face tot a doua vineri în Biserica Elim. Fratele Daniel Balac împreună cu conducerea bisericii invită și roagă ca toți frații care doresc să participe să vină și să fie cât se poate de serios la punctualitatea aceasta. Odată vin 20, altădată vin numai 10 sau 11. Vrem să fie și așa să lucrarea lui Dumnezeu și să aibă un beneficiu binecuvântat. Frații își pun timpul la dispoziție, se pregătesc și suntem dezamăgiți atunci când oamenii aplică lipsă de interes. Îi rog în numele Domnului cei care doresc și e mare nevoie, în mod special cu cei care s-au botezat la ultimele botezuri, au nevoie de multă învățătură, și ei și noi, dar îi chemăm să vină și Dumnezeu îi va întări spiritual și vor cunoaște Scripturile și voia lui Dumnezeu. Amin. În această dimineață vreau să anunț familia Bivol, familia tânără, fratele Mihăită și sora Lavinia. Dacă sunt aici să le țin picioare, să-i vadă biserica, sunt chiar la balcon. Ei, săptămâna aceasta, vor pleca pentru o perioadă mai lungă, într-o misiune în Kalahari, în Namibia. E un loc nu prea dorit de europeni. Mulți se înghesuie spre țările bogate, spre țările prospere, dar Domnul lor le-a pus în inimă dorința să meargă în Namibia și să slujească Domnului acolo pentru o vreme. Biserica Elim îi felicită, îi susținem, ne rugăm pentru voi și nu va fi prea greu dacă la sfârșitul anunțului vom face o rugăciune pentru ei. Ei au nevoie de protecția Domnului. M-am consultat cu câțiva frați din conducerea bisericii, ei nu știu lucrul acesta, vrem să le facem o sponsorizare și vrem ca lucrarea lor să aibă biruință. Și dacă
Biserica Elim nu are mulți misionari trimiși în lumea întreagă. Dacă ei, Domnul le-a pus pe inimă, îi vom susține cu rugăciune și cu ce Domnul îi va ajuta. Și vrem ca în urma lucrărilor să lucreze Duhul Domnului. Amin. Și oamenii să primească mântuirea și ajutorul de care au nevoie fiecare. Domnul să-i binecuvinteze. Vreau din toată inima să vă rog ceva în modul cel mai serios. Vă mulțumesc că totdeauna ați fost ascultători și m-ați ascultat. Vă rog din toată inima, la ieșirea din biserică, nu mergeți toți pe partea dreaptă. Sunt surori care sunt aproape strivite cu copiii în brațe din ghesuia la care se face. Unii se ispitesc și merg acasă plângând. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Vă rog din toată inima, hai să ne respectăm unii pe alții. Hai să ne prețuim unii pe alții. Hai să ne ajutăm unii pe alții. Nu vom fi veșnic împreună. Într-o zi vom pleca dintre noi. Unii poate în alte țări, unii acasă, alții în veșnicie. Câtă vreme suntem pe drum, să ne prețuim, să ne respectăm, să ne iubim, să ne dăm întâietate unii altora. Rog din toată inima oamenii de ordine, cu dragoste și cu bunătate, să încearcă să-i dirigeze pe cei care n-au copii mici de ridicat de la grupe, pe partea stângă, care o vă arăt eu de aici, din partea stângă mea, partea dreaptă dumneavoastră sălii. Vă rog din toată inima, faceți lucrul acesta. Vin surori cu reclamații, plângând. Nimeni nu poate face față unui puhoi de oameni care ies așa repede că se grăbesc undeva. Și dacă ați ieșit, vă rog din toată inima, nu rămâneți pe trotuarul bisericii. Dumneavoastră 50-100 rămâneți pe trotuar și ceilalți nu mai pot să iasă. Și oamenii se ispitesc și e penibil și nu e frumos să ne înghiontim unii pe alții, ne împingem unii pe alții. Vreau din toată inima să ne respectăm. Și cine dă respect, va primi respect. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumesc pentru această lucrare și doresc ca Domnul să lucreze și bucuria mântuirii să fie în inimile noastre. Acum hai să ne ridicăm și nu i-a fi prea greu să facem o rugăciune împreună cu toată biserica, pentru familia Bivol, pentru Mihăiță și pentru Lavinia, ca Dumnezeu cel mare să fie cu ei. Să-i păzească, să-i protejeze, să-i păzească de boli și să se întoarcă, dacă va fi voia Domnului, în Elim, bucuroși și sănătoși. Și noi să ne bucurăm de ei. Amin. Amin.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. În continuare, corul bisericii se va pregăti să laude pe Domnul cu o cântare și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Timp în care vom veni cu darurile de bunăvoie la altar și Dumnezeu să binecuvinteze fiecare pentru ceea ce a pus deoparte pentru Domnul și El să vă răsplătească. După corul bisericii, fratele Marius Livanu se va pune și el în slujba Domnului și se va lauda pe Domnul cu două cântări. A primit mai multe solicitări, le va onora așa cum va găsi el cu cale și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze și pe el. După fratele Marius, fratele Piu, din nou, va lauda și pe Domnul cu o cântare și Dumnezeu să fie lăudat în toate. Amin. Thank you.
stă sub ocrotirea cerui prea înalt de sus și se odihnește în umbra celui tare de nespus. Zice pururii despre Domnul, El cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred și voi scăpa. Mi se cade lângă tine 10.000 la dreapta ta. Nu te teme căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și cât privi vei împrejur cu ochii tăi. Vei vedea nenorocirea și răsplata celor răi. Mi se cade lângă tine 10.000 la dreapta ta. Nu te teme căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și cât privi vei împrejur cu ochii tăi. Vei vedea nenorocirea și răsplata celor răi. De groaza din anopții negre vrei și nici de săgeata zilei tu nici când să nu te temi, căci la îngerii puternici Dumnezeu va porunci și n-a tare căi în toate pururi ei te vor păzi. Mi se cade lângă tine 10.000 la dreapta ta. Nu te teme căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și cât privi vei împrejur ochii tăi. Vei vedea nenorocirea și răsplata celor răi. Mi se cade lângă tine 10.000 la dreapta ta. Nu te teme căci de tine nu se va apropia. Doar vei sta și cât privi vei împrejur cu ochii tăi. Vei vedea nenorocirea și răsplata celor răi. Yeah.
astăzi să putem trăi, iar pentru eternul rai, pâinea vieții ne-o hrăni, sfânt e numele Tău. Iartă-mi Tu păcatul greu, iartă Tu greșeala mea, tot așa cum iert și eu, tot așa cum voi ierta, sfânt e numele Tău. Ține-ne sub scutură Tău și-n ispite nu ne du, cine scapă de cel rău și ne ajută, Doamne, Tu, sfânt e numele Tău. Căci a Ta e împărăția, slava, cinstea și puterea, laudă-n cer și pe pământ, Tată, Fiu și Duh prea sfânt, sfânt e numele Tău. Căci a Ta e împărăția, slava, cinstea și puterea, laudă-n cer și pe pământ, Tată, Fiu și Duh prea sfânt, sfânt e numele Tău, sfânt. Viața ta-i senină și cerul senina, adesea, frate dragă, poate că ai uitat să-i mulțumești lui Iisus, privește jurul tău, te-a binecuvântat și te-a ferit de rău. Căci zilele se duc cu vremea care se schimbă tot mereu, doar unul singur nu se schimbă, și acesta este Dumnezeu. Noi ne schimbăm adesea când ne este greu, dar izbăvite acela ce stă în Dumnezeu, chiar și atunci când crucea apasă zi de zi, o zi sortită este când Domnul va veni. Căci zilele
se duc cu vremea care se schimbă. Tot mereu, tot mereu, doar unul singur nu se schimbă și acesta este Dumnezeu. Sfârșit la toate fiva, statornic să rămâi. Din toate ce-o rămâne e dragostea din tâi. Deci nu lăsa ca vremea să schimbe viața ta, ci stai bazat pe Domnul și El te va salva. Că zilele se duc cu vremea care se schimbă. Tot mereu, doar unul singur nu se schimbă și acesta este Dumnezeu. Căci zilele se duc cu vremea care se schimbă. Tot mereu, tot mereu, doar unul singur nu se schimbă și acesta este Dumnezeu, și acesta este Dumnezeu. Slavă Domnului Dumnezeu! Domnul să vă binecuvinteze! În continuare, corul bărbătesc sau corul bisericii, cum ei vor găsi cu cale, vor lăuda pe Domnul cu o altă cântare. Apoi din nou fratele Marius se va pune slujba Domnului și el va lăuda pe Domnul cu o altă cântare și după fratele Marius, fratele Piu, din nou va lăuda pe Domnul. Și după aceste trei puncte ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului care va fi vestit prin fratele Marius Livanu. Și dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
Există după moarte veșnicie, există după moarte nesfârșit, nesfârșit de chin sau bucurie, depinde cum aici ai trăit. Să nu te înșeli crezând căci după moarte se va sfârși cu tine și atât. Vei da curând o mare socoteală de tot ce ai făcut pe acest pământ. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Există dincolo de cer o țară, există un paradis mai sus de noi. Tu poți să urci pe-a veșniciei scară sau înspre iad și moarte să cobori. Căci mulți au încercat să te înșele și au spus că raiul este aici jos. Dar nu uita că mai presus de stele, acolo este raiul lui Hristos. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Viața ta e bună sau rea, în rai sau iad vei merge cu ea. În curând se va sfârși, în care veșnicie curând vei păși. Sorin se pregătește, vreau să fac un scurt anunț. Pentru după masă, sora Maria Ignat are o mărturisire care o face înaintea bisericii și înaintea Domnului. Dorim ca Domnul să o binecuvinteze pe ea și pe noi toți. Amin. Într-adevăr, există un nume cel mai presus de orice nume, căruia îi cântă zorile, îl adoră florile, pentru că este cel mai frumos. Iisus, Iisus, o ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul nostru al tuturor, adevărat! Toți sunt oameni slabi și cari, nu
numai unul niciodată nu m-a lăsat. Iisus, 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 o, ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat. Dorești și tu acum așa, prieten scump la drum, când toți cei din jur sunt abur, praf și scrum. Poți să-l ai dacă ai vrea, el e aproape zi doar da. E Iisus Hristos, omul din Golgota. Iisus, Iisus, o, ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Ce nume minunat! Iisus, Iisus, prietenul adevărat! Amin. Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând de la versetul 18, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a turburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci? Fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă bucur să fiu din nou la voi. Am fost de multe ori până acum și mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-a dat. Mulțumesc fraților pentru invitația făcută. Am venit cu bucurie din nou și vă salut în numele Domnului, vă salut și în numele bisericilor penticostale române din Italia. Salutul nostru se găsește în Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Suntem la masa Domnului, suntem la cina Domnului. Și în această zi am ales să vorbesc despre cel mai ciudat, cel mai dificil, cel mai controversat personaj din Biblie, Iuda Iscarioteanul. S-au născut diverse legende cu privire la el, se spun multe lucruri și se descoperă poate lucruri noi. Vedem însă în acest om întruchipate minciuna, trădarea, păcatul în tot ceea ce înseamnă el. Și în această zi
Eu știu că mulți predicatori evită să vorbească despre Iuda. E greu să vorbești despre el. Totuși, în această zi încerc să ne uităm spre el și apoi să ne uităm spre noi, pentru că poate sunt multe lucruri în comun. Se spune că un pictor celebru a primit un contract să picteze cina cea de taie, ultima cină. Și așa cum fac pictorii, ei au nevoie de un model. Astăzi numim fotomodel, e un model. Așa că pictorul s-a apucat de treabă și cu cine să încep prima dată dacă e vorba de ultima cină? A început cu personajul central, pe care să-l pună în centru, pe Domnul Iisus Hristos. Și a căutat un tânăr, a căutat un bărbat care să arate a Domnul Iisus, să semene cât mai mult cu Domnul Iisus, să se vadă pe fața lui seninătatea, că e blajin, că este blând, că este integru și toate calitățile să fie întruchipate în acel model. Și, bineînțeles, s-a pus pe căutat, a găsit un astfel de tânăr și a spus, uite, te plătesc cu atât, vrei să lucrezi pentru mine? Tânărul a întrebat, dar ce lucru? Nu trebuie să faci nimic. Cea mai simplă meserie, ceea ce vor și românii, să nu lucreze deloc și bani cât de mulți. Și iată că tânărul acesta are parte de favorul acesta. Stă pe scaun, nu face nimic, pictorul se uită la el, pictează și câteva zile punga cu bani și totul e bine. Foarte fericit, tânărul a acceptat, a câștigat foarte bine. Normal, biserica catolică e cea mai bogată și cel mai bogat stat din lume, avea de unde să dea bani. Și iată că merge mai departe pictorul, caută unul vânjos ca Petru, curajos, dârz, caută unul tinerel ca și Ioan și așa mai departe, pe Andrei, pe Filip, Bartolomeu, pe Toma, cel totdeauna cu întrebări, cu dubii și așa mai departe. Și ultimul personaj la care a ajuns după multă muncă a ajuns la Iuda Iscarioteanu. Și acum iarăși a intrat în dilemă pictorul nostru întrebându-se unde voi găsi un astfel de personaj care să întruchipeze minciuna, trădarea, dar și perfidia totodată, pentru că nu vă imaginați că Iuda era unul pe fața căruia citeai păcatul. Ucenicii s-au uitat unii la alții, s-au uitat, nici nu le-a trecut măcar prin cap că ar fi Iuda, atât de bine juca rolul. Era un bun actor. Unde se găsească un astfel de personaj, un astfel de model? A căutat pictorul, a căutat, până la urmă a găsit undeva un tânăr care arăta cum arăta, așa cum se gândea el că ar trebui să fie Iuda. Și i-a spus, tinere, nu vrei să vii să faci bani mulți cu muncă puțină? Când a auzit ăsta de bani, a zis, ca și Iuda, normal, cât de mulți? Și a spus, bine, vin, cum să nu, dacă e vorba de bani, orice pentru bani. Și a spus, nu ai nimic de făcut, doar stai pe un scaun și restul muncesc eu pentru tine. S-a pus tânărul pe scaun, s-a pus pictorul și a văzut că deodată începe din ochii tânărului să curgă lacrimi. S-a uitat, dar ce ai? Și a spus, uite care e problema, știi, cu mult timp în urmă tu căutai un personaj care să reprezinte pe Domnul Iisus. Eu eram acel tânăr. Numai că tu mi-ai dat bani și eu cu banii am început să umblu în lumea asta, să mă distrez, am crezut că îmi fac și eu o viață și mi-am făcut viața așa cum am crezut eu, banii ce au pus mai multă dorință, am avut nevoie de mai mulți bani și m-am apucat de multe și viața mea s-a distrus, s-a ruinat și astăzi am ajuns să fiu un Iuda. Am ajuns să reprezint pe Iuda. Pentru că asta poate fi și viața ta. Te gândești, Iuda e un personaj vechi, e ceva atât de mult, Iuda avem de-a face cu colaboratorii securității sau cu nu știu cine, sau nu cumva să fie Iuda casierul bisericii, nu cumva unul care umblă cu bani și poate nu ne interesează pe noi despre Iuda. Însă în această zi vreau să vă spun că atunci când privim spre Iuda, cu Iuda se intersectează multe din problemele vieții, multele din problemele teologice, dacă vreți, ale vieții. Vorbești despre păcat, ce înseamnă păcatul, iertarea. Vorbești despre trădare, cât de importantă sau cât de vinovată este ea. Iată, vorbim despre sinucidere. O plagă, dacă vreți, a secolului în care trăim noi. Și o problemă care macină, poate tineri, adolescenți, oameni, bărbați și femei. Se intersectează cu problema pocăinței, pentru că cel mai mult astăzi despre Iuda vreau să vorbesc despre pocăință.
Și să vă spun că nu este de ajuns o pocăință pe jumătate. Și Iuda s-a pocăit, dar n-a avut o pocăință completă. N-a avut o pocăință totală, ci doar o pocăință pe jumătate sau trei sferturi, sau, mă rog, doar o parte din pocăință. Se intersectează problema mântuirii cu Iuda, predestinarea. Domnul Iisus Hristos a spus, negreșit, Fiul omului se va duce, după cum zice Scriptura, dar vai de acela prin care va fi vândut Fiul omului, și spune un cuvânt cam greu, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut vreodată. Și întrebarea este, a fost Iuda predestinat pentru asta sau a fost alegerea lui? E problema preștiinței lui Dumnezeu. Dumnezeu doar a știut despre Iuda, despre dorința lui, despre păcatul lui, sau l-a împins pe Iuda, l-a determinat pe Iuda să facă pasul acesta? Probleme cu privire la profeție, la suveranitatea lui Dumnezeu. A decis Dumnezeu sau a ales Iuda? Aici este o mare problemă și știm foarte bine că sunt oameni care cred în predestinare, care spun Dumnezeu decide, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu face ce vrea și omul este doar o păpușă acolo pe care Dumnezeu o manevrează și Iuda a fost și el în scena asta, cineva manevrat de Dumnezeu și iată pus acolo ca să facă lucrul acesta și cu alte cuvinte, ce vină are Iuda? Așa cum mulți spun, ce vină am eu, Dumnezeu m-a făcut așa, sau Dumnezeu a făcut, sau Dumnezeu n-a făcut, și așa mai departe. Are de-a face cu darurile Duhului Sfânt. Iuda a făcut minuni. Iuda a primit puterea care a fost dată când a suflat Domnul, când le-a dat putere și le-a insuflat puterea aceasta să facă minuni, au mers doi câte doi. Iuda a făcut minuni. Ce se întâmplă cu darurile acestea? Vorbim despre cina Domnului. Aud oameni care spun, eu nu mă împărtășesc cu oricine. Acum vedem problema lui Iuda și e dispută încă. Iuda a fost la cina Domnului, n-a fost la cina Domnului, a fost numai la Paște, zic unii, și apoi cina Domnului, nu. O să ajungem și acolo. Problema posedării demonice. A intrat Satan în Iuda. Cum a luat bucățica, a intrat Satan în Iuda. Până unde poate omul să se joace cu păcatul, să se joace cu diavolul, să se joace cu ispita și unde ajunge la un moment dat când Satana intră și pune deplină posesie asupra omului și omul este dus apoi până să-și pună capăt zilelor. E problema apoi liberului arbitru, adică omul a fost creat liber. Nici Dumnezeu măcar, nici el nu intervine în viața omului atunci când e vorba de alegerile omului. Dumnezeu l-a creat pe om o ființă liberă. Când tu păcătuiești, este pentru că tu vrei asta. Când tu vrei să te sfințești, este pentru că tu vrei asta. Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu nu ne-a făcut niște roboți și apasă pe niște butoane și ne programează să nu păcătuim, să nu cădem, să fim tari, să fim nu știu cum. Dumnezeu te ajută dacă vrei. Dacă decizi asta, dacă tu dorești lucrul acesta, Dumnezeu te ajută. Dar Dumnezeu însuși, El a spus, îl facem pe om după chipul și asemănarea noastră și îi punem în față și Dumnezeu îți pune în față moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Și tu alegi, alegi astăzi, ce vrei să faci? Dumnezeu din totdeauna, uitându-ne în istoria Bibliei, vedem că Dumnezeu l-a creat pe om liber și Dumnezeu i-a spus omului, tu trebuie să alegi. Dacă astăzi ați venit la biserică, este pentru că voi ați ales. Și apoi recunoaștem, ne uităm înspre cer și spunem, da, Dumnezeu ne-a și ajutat, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă vrei să stai acasă, puteai să stai acasă și Dumnezeu nu trimitea un înger cu o sabie de foc după tine. Dacă vrei să stai acasă, stai acasă, e libertatea ta. De aceea, în această zi, aș vrea să-ți spun vis-a-vis de Iuda, nu este de ajuns să ai un nume frumos. Vedeți un paradox. E vreunul pe aici care se cheamă Iuda, chiar vreau să știu. Nu, dar de ce nu puneți numele ăsta? Pentru evrei, numele Iuda era cel mai popular nume, cel mai familiar, cel mai măreț nume pe care putea să-l aibă cineva, că din Iuda va ieși cel care va cărmui, deci va fi dinastie cumva. Vă dați seama, din Iuda a venit David și Domnul Iisus s-a născut din seminția lui și e ceva care spui, de ce creștinii nu mai pun numele acesta? Cineva a mânjit numele acesta așa de mult. Pentru noi, a pune Iuda acum e o problemă.
Pentru ei nu. Deci Iuda era cel mai frumos nume. Laudă, laudă lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om, să laude pe Dumnezeu. Acesta era numele, Iuda, laudă, laudă lui Dumnezeu. Să lauzi pe Dumnezeul tău. Ce nume frumos! Să porți un nume frumos! Ei bine, noi acum nu avem numele Iuda, dar avem nume ca și Daniel, ca și Ieremia, Ezechiel, Iosif, David, nume frumoase. E bine, eu încurajez biserica să pună nume frumoase. Apropo, nu predic despre asta, dar am ținut de mult o predică despre a pune numele lui Dumnezeu peste copiii noștri, să punem numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel. Înseamnă ca și părinți, una din marile sarcini pe care le avem, să punem nume copiilor noștri. Și normal că părinți se pot inspira din sport, din lumea sportului, să fie un Messi, un Ronaldo, nu știu cine. E alegerea ta, poate să fie un actor, un cântăreț, care e la modă acum. Însă creștinii, eu cred că ar trebui să caute în Biblie și să caute nume pozitive, nume care au de-a face cu calitățile, cu caracterul lui Dumnezeu. Și e bine să avem nume biblice și nume frumoase, dar vreau să spun că nu-i suficient. Și pentru Iuda nu a fost suficient că a avut un nume frumos. Cel mai frumos nume, Iuda, laudă lui Dumnezeu, lauda pentru Dumnezeu. Nu e de ajuns să ai parte de o chemare înaltă. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos și-a ales din toți oamenii care existau în Israel atunci, 12 oameni, 12 bărbați. Voi realizați acum în istorie ce s-a întâmplat cu aceste nume. La temelia bisericii găsim apostolii și prorocii, găsim apostolii, cei 12 apostoli, în cetatea Noului Ierusalim, în ceruri, găsim numele lor. Vă dați seama ce a făcut Domnul Iisus, ce chemare înaltă. 12 bărbați, 12 oameni, să fie chemați de El, să fie apostoli. Nu chema doar așa, hai te chem undeva la o invitație, la ceva, la ceva măreț, ceva înalt. Noi nu putem pricepe cam cât de măreață este chemarea aceasta la apostolie a Domnului Iisus Hristos. Ce chemare înaltă a avut Iuda. Să fie chemat de Domnul, să fie apostol. El i-a chemat. Și pe temelia asta apostolului să se zidească apoi biserica și miliarde și miliarde de oameni să fie într-un fel anume influențați de viața lor, de slujirea lor. Dumnezeu le-a încredințat lor Evanghelia, Dumnezeu le-a încredințat lor cheile bisericii să ducă mai departe Evanghelia și mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Și Iuda a avut parte de această chemare. Dar nu-i de ajuns să ai o chemare înaltă. Cum nu este de ajuns să beneficiezi de un dar măreț. Când Domnul Iisus i-a chemat, i-a învățat și le-a dat putere. Le-a dat putere să scoată afară duhuri necurate, să vindece boli. Și ei au făcut asta. Evanghelia nu consemnează minunile lor, pentru că s-au concentrat mai cu seamă Evangheliile pe minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, dar uitându-ne atent în Scriptură, observăm că s-au întors plini de bucurie, că au fost plini de bucurie, se mirau până și dracii sunt supuși în numele lui Iisus Hristos și toți au făcut minuni și au făcut semne. Vă dați seama ce a fost Iuda, ce a făcut, ce lucrări deosebite a făcut Iuda? El a fost printre cei 12, el a avut daruri din partea lui Dumnezeu să vindece, dar de vindecare, să scoată demoni în numele lui Iisus, să predice Evanghelia. De asta în această zi n-aș vrea să te gândești, oh, eu nu voi ajunge niciodată, eu nu pot cădea niciodată. Cine stă în picioare să ia seama bine, să nu cadă. Pentru că poți să fii cel mai înalt, să ai cea mai înaltă chemare, poți să ai cel mai măreț dar, să nu-i suficient, să ai un nume frumos și totuși să nu fie suficient. Nu e de ajuns să ai o slujbă deosebită. Dintre cei 12, Iuda era administratorul, era cel care ținea punga, era cel care stătea lângă Domnul Iisus la masă, era într-un fel apropiat de Domnul Iisus, era mâna dreaptă a lui, era aproape de el. Mânca în aceeași farfurie cu Domnul Iisus Hristos. Apropo de bucățică, în tradiția evreiască, la masă, la masa Paștelui,
Atunci când de obicei era o masă de familie, când tatăl, cel care era responsabil de familie, stătea la masă, era pus acolo special o bucățică specială, care era acordată, dacă era, de exemplu, musafirul, un oaspete, era dată pentru musafir, ca și o onoare pentru musafirul cu care stătea la masă, dacă avea vreun musafir. Sau, celui mai important în ochii lui, dintre copiii săi, că putea să aibă mai mulți copii, și atunci celui mai important copil, cel mai ascultător, era un fel de premiu, bucățica aceea. De asta pe ucenicii adus în eroare, n-avea cum să fie Iuda cel care să-l vândă, ei n-au înțeles asta, pentru ei era o dilemă, nici nu le-a trecut măcar prin cap faptul că Iuda era cel care îi va vinde. Și uitați ce har îi dă Dumnezeu lui Iuda să mănânce din farfurie cu el, să-i dea lui bucățica aceea, premiul acela, onoarea aceea, distinția aceea, și totuși asta să nu fie suficient. Nu este îndeajuns. Adică poți să ai lucruri bune în viață, poți să ai parte de o chemare înaltă, poți să ai parte de daruri din partea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să te onoreze într-un fel sau în alt. Dar trebuie să fii foarte atent cu tot ce ți-a dăruit Dumnezeu, pentru că nu acestea îți vor garanta mântuirea. Și trebuie să fii constant și trebuie să veghezi asupra vieții tale, pentru că oricând poți cădea. Istoria lui Iuda asta ne spune, oricând poți cădea. Oricât de sus ești, să nu uiți că poți cădea, de oriunde ai fi, oricât de sus ai fi, oricine ai fi, oricum te-ai crede că ești, tu poți cădea oricând. Avem noi cântare, la miezul nopții va veni. Deci, suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. Când mai puțin te aștepți. Când alții nici măcar nu se gândesc la asta. Și vreau să vă spun ceva, că apoi, practic, pocăință ce înseamnă? Pocăința, pentru mine, înseamnă 5 lucruri fundamentale. Și toate le-am pus să fie cu litera R, ca să ne dăm seama. Ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă, în primul rând, să realizezi faptul că ești păcătos. Conștientizezi păcatul, îți dai seama, te uiți la tine și îți dai seama, am o problemă, am un păcat, am o slăbiciune, am un viciu, am o patimă, am o problemă în viața mea, am un păcat, realizezi faptul că ești păcătos. Așa cum fiul risipitor, la un moment dat, și-a venit în fire, a realizat că e păcătos. El până atunci credea că tatăl lui are probleme, că tatăl lui e dictator, că tatăl lui îi spune lucruri absurde, banale, ciudate, și că el trebuie să-și facă viața și că normalitatea e să faci ce vrei, să te distrezi, să n-ai reguli, să n-ai limite. Și asta e viața. Dar a venit o zi când și-a venit în fire, a realizat că libertatea lui era păcat, libertatea lui era răzvrătire față de Dumnezeu, că binele pe care el îl credea bine era rău, că asta înseamnă de fapt păcat, să numești binele rău și răul bine. Și când îți vii în fire, când realizezi că asta e de fapt e păcat, când te conștientizează Duhul lui Dumnezeu, când te convinge El că ești păcătos, realizezi că ești păcătos. Și Iuda a realizat că e păcătos. Îl vedem? El a luat-o ca o joacă. El a luat-o ca un mijloc de a face bani. Și eu vă spun doar pe scurt, așa, cam cum văd eu. E adevărat, unii au spus că el era cu zeloți și trebuia cumva să-l împingă pe Domnul Iisus ca să pună mâna pe putere, pentru că era vorba de opoziție și putere, așa cum se înțelege în termenii de astăzi, și atunci trebuie cumva să faci ceva, și el s-a gândit probabil, că de atâtea ori au vrut să-l omoare pe Iisus. Și uitați-vă la Evanghelie. De când s-a născut Domnul Iisus Hristos în Ieslea Betleemului, Irod deja a omorât peste 3.000 de copii ca să-l omoare pe Iisus Hristos. Și n-a reușit. Iuda știa asta. Când se duce Iisus la Nazaret, cum începe predicarea, oamenii, când i-a început prima predică lui, asta a fost, Isaia 41, Duhul Domnului este peste mine, m-a trimis să predic Evanghelia, să fac asta. Și oamenii au spus, când au auzit ei, astăzi s-au împlinit asta, cu alte cuvinte, Evanghelia asta mă privește pe mine, au început să, dar cine e asta, cine se crede, el e fiul tâmplarului, vecin cu noi,
noi suntem mai în vârstă, noi suntem așa, s-au supărat așa de tare, încât hai să-l îmbrâncească și să-l ducă să-l arunce în prăpastie. Au vrut să-l omoare, de la început. Însă Iisus a scăpat. De atâtea ori tot au vrut să-l omoare, de atâtea ori preoți au vrut să-l omoare, de atâtea planuri au fost să-l omoare, să-l prindă, să-l prindă cu vorba, să-l prindă într-un fel, numai nu reușeau, erau atâtea planuri. Și Iuda a realizat un lucru. Pe Iisus nu-l poți prinde, pe Iisus nu-l poți omorâ, cu Iisus nu poți face nimic. Așa că el ce a spus, las că mai fac eu un joc, mai fac ceva bani din asta. Eu îl vând, el scapă și mai fac și eu ceva bani cu asta. De unde știu asta? E normal că Iuda, când a realizat faptul că l-a vândut pe Domnul și Domnul n-a scăpat, ci că Domnul a fost răstignit, Domnul a fost dat la moarte, el putea să se dea jos de pe cruce, el avea puterea să spună atunci să coboare legiuni de îngeri și să mă scape, dar n-a făcut-o. Ei bine, asta n-a știut Iuda. El s-a jucat cu asta. El a crezut că voi face asta, Domnul Iisus va scăpa, eu am făcut ceva bani, va fi, se vor face și ei de râs, noi vom merge mai departe și poate împărăția lui Dumnezeu va veni cumva și tot felul de planuri și-a făcut el și tot felul de gânduri și idei le-a avut el. Dar atunci când Domnul Iisus a fost răstignit, atunci când moartea a fost evidentă, știți că omul, când e o boală, când e vorba de moarte, omul încă mai speră, poate cumva sunt salvat, poate cumva vindecare, poate cumva eliberare. Și a fost cumva, poate. Dar iată Domnul Iisus pe cruce, o oră, două, trei, tâlharii și i-au spus, bun, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, noi știm că tu nu poți fi omorât, noi știm că tu trebuie să, hai, salvează-ne, salvează-te pe tine, salvează-ne pe noi. Toți se așteptau la asta, dar Iisus n-a mai fost salvat. Și Iisus a murit. Și s-a făcut noapte, s-a cutremurat pământul și Iisus a murit. Și asta pentru Iuda a fost un șoc, abia atunci a început el să realizeze ce păcat mare a făcut, că Iisus, din pricina lui, a murit. Că el a fost cel care a condus spre răstignirea Domnului, spre moartea Domnului, că el a fost cel care l-a vândut și că el este vinovat. A realizat că este păcătos. Apoi pocăință înseamnă, în al doilea rând, să regreți păcatul. Pocăință înseamnă să realizezi că ești păcătos și, în al doilea rând, să regreți păcatul. Spunea David, mă doare de păcatul meu. Adică atunci când păcătuiești și când păcatul la început, când vine ca ispit, el îți aduce plăcere. Pentru că asta pune diavolul. În o travă pune plăcere. Niciodată nu-ți dă o travă amară, ceva care să nu-ți placă. Întotdeauna păcatul vine cu ceva ce-ți place. Să fie plăcut, să fie plăcut la vedere, să fie frumos, să fie bun la gust și așa mai departe. Păcatul întotdeauna provoacă plăcere. Așa prinde diavolul pe oameni, prin plăcere. Însă atunci când te pocăiești, îți dai seama că ai fost înșelat și că nu există nicio plăcere în păcat. Și că de fapt păcatul provoacă plăcere momentan, plăcere de o clipă și apoi vine conștiința care sfredelește, care cumva îți străpunge inima și când te pocăiești, regreți păcatul. Nu te lauzi cu păcatul. Am întâlnit din păcate oameni care, când își mărturiseau viața așa, le parcă povesteau amintiri din copilărie, să vezi ce frumos era, să vezi ce. Nu-i pocăința adevărată. Când vorbești despre trecutul tău murdar, când vorbești despre greșelile tale, nu vorbești ca să te lauzi câte n-am mai făcut eu. Și spui cu durere în suflet, așa cum Pavel spunea, nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica. Și el simțea încă vinovăția aceea, regretul acela pentru păcat. Pocăință înseamnă regret. Și lui Iuda i-a părut rău. Să-ți pare rău, îmi pare rău că am făcut asta. Regret păcatul meu și Iuda a regretat păcatul lui. Dar în al treilea rând, pocăință înseamnă să recunoști păcatul tău. Spune cartea Proverbelor, în capitolul 28, că cine mărturisește fără de legile și se lasă de ele, va căpăta îndurare. Să mărturisești. Adică să recunoști, să spui, da, sunt păcătos, sunt vinovat. La început Iuda n-a recunoscut în fața celor 12, când Domnul a spus, este unul printre voi care mă va vinde. Toți au început să se cerceteze, să se analizeze, Doamne, nu cumva sunt eu? Și vă dați seama, Iuda și-a pus și el acea întrebare, nu cumva sunt eu, dar el era
Ce s-a întâmplat de fapt? Și o să vedem aici că la cu o săptămână înainte. Gândul acesta cu care s-a jucat Iuda n-a ținut multă vreme. Să nu vă imaginați că Iuda din totdeauna a fost așa. Dar el a luat-o foarte subtil, păcatul a intrat foarte subtil în viața lui, prin lăcomie, hai să am mai mulți bani, mai mulți bani, mai luat din pungă, las că-i tot pentru Domnul, mai pentru... Și începea să pună el mâna pe bani. Dar lovitura finală care a dat-o diavolului, diavolul a fost cu o săptămână înainte de asta. Erau în Betania, în casa lui Simon leprosul. Și cum stăteau ei la masă, deodată a venit o femeie cu un vas, cu un mir de nard de mare preț, 300 de lei, 300 de lei însemnând bani, salarul pe un an de zile. Și femeia aceea a spart vasul acela, parfumul acela s-a răspândit, ucenicilor le-a fost necaz și au spus, ce rost are risipa asta, se cheltuie bani degeaba. Și Iuda a fost unul care a spus, dar puteau să se dea săracilor, însă spune, subliniază Ioan, el nu grija săracilor o purta. Și el acum s-a gândit, dacă se vindea asta 300 de lei, salariul pe un an de zile, l-aveam eu în buzunar. Ce pierdere, ce pagubă. Și atunci am încercat el, cum să fac eu să recuperez? Pentru el, vă dați seama, a avut o șansă, o oportunitate uriașă. Se uita spre mirul acela de nard, acum ce valoare, ce așa, și se gândea deja, se făcea calcule, costă cam atât, dacă îl luăm, dacă îl vindem, dacă facem, să vezi câți bani o să fac eu de aici. Și iată că a pierdut, a ratat șansa. Și foarte necășit. Și atunci, de la masă de acolo, a spus, eu trebuie să fac bani, dar cu ce pot să fac bani? Care-i următoarea? Și a spus, stai puțin, voi face bani așa. Îl voi vinde pe Domnul Iisus, mă duc la marii preoți și exact din clipa aceea a ieșit de la masă de acolo, s-a dus să-i caute pe marii preoți, s-a dus să-i caute pe preoți. Le-a spus, de acum căutăm doar prilejul, doar oportunitatea, dar gândul, decizia a fost luată atunci, de la masa din Betania, când purta el grija săracilor, aparent. Dar vedem apoi că pocăința înseamnă să încerci să repari. Pocăința înseamnă să repari. Adică, și vedem, Iuda face asta. Dacă ai luat ceva care nu ți aparține, nu e suficient să te pocăiești. Am întâlnit pe cineva odată, lucram undeva, erau și bani, erau mai multe valori și chiar am întrebat, erau câțiva frați acolo, care, ce spuneți voi? Unul a spus, nu e nicio problemă, iau, apoi mă mărturisesc, mă pocăiesc, da, stau cu milionul în buzunar. În buzunar și în iad. Asta nu-i pocăință. Că e simplu, las că fur, am trecut de asta, apoi ce-i? Vin, mă mărturisesc, mă pocăiesc și merg mai departe cu Domnul. Vreau să vă spun că asta nu este pocăință. Și exact asta a fost pocăința lui Iuda. Deși Iuda a făcut un pas în plus. Iuda a luat, când a văzut că Domnul Iisus a fost dat la moarte, a luat banii aceia, s-a dus la marii preoți și le-a spus, m-ați înșelat, m-am înșelat, m-am păcălit, luați-vă banii, nu mai trebuie bani, nu trebuie nimic. Și ei au spus, nu, banii ăștia sunt preț de sânge, adică a murit cineva pentru banii ăștia, noi nu-i putem lua, nu-i putem pune în visteria templului, nu-i putem lua noi, nu ne întinăm, nu ne compromitem. Și Iuda efectiv a aruncat bani. Oamenii nu vreau bani, preoții nu erau interesați de bani, treaba ta. Și Iuda a spus, nu, dar eu nu vreau banii ăștia, banii ăștia pentru mine acum sunt o povară. Mă presează, nu pot dormi, nu pot avea liniște. Treaba ta. Și Iuda a aruncat arginții în templu și s-au luat banii de acolo, s-au strâns și au spus, noi putem pune în templu, putem cumpăra o țarină undeva, țarina oralului, țarina sângelui, ca loc de îngropare pentru cine n-are bani, străinii, cei care sunt altfel și așa mai departe. Și Iuda a vrut să repare greșeala. Pocăință înseamnă să repari. Să rambursezi dacă ceva ai păgubit. Vedeți când Zacheu s-a pocăit, a spus, Doamne, iată, stau înaintea ta, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi vă da înapoi împătrit. Că asta era legea. Furai un miel sau omorai un miel și era vina ta. Trebuia să dai înapoi. Când ai făcut, ai provocat o pagubă, tu ca să fii pocăit cu adevărat, ca să fii iertat, trebuia să repari paguba.
Adică eu am luat mașina, ți-am izbit-o în gard și la urmă e simplu, pocăință, iartă-mă, te rog. Nu e suficient, iartă-mă, te rog. Noi am luat-o așa cu Dumnezeu, iartă-mă, te rog. Nu, pocăință înseamnă să repari paguba, să recompensezi cumva. Asta înseamnă pocăință. Și Iuda mai face un pas spre pocăință, face și pasul al patrulea, să repare paguba, să ducă arginții, să spună nu e al meu și nu am nevoie de ei. Însă ultimul pas în pocăință este să te reabilitezi, reabilitare. Adică fiul risipitor, și dacă luăm imaginea lui, fiul risipitor realizează că e păcătos, regretă păcatul lui și ridică ochii spre cer, își dă seama ce a făcut, recunoaște, el spune, mă voi duce la tatăl meu și vă zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, recunoaște că e păcătos, mărturisește păcatul lui, vrea să repare greșeala lui, primește-mă acum ca pe un rob al tău, dar pasul cel mai important este reabilitare, adică să te întorci. N-ar fi fost suficient pentru fiul risipitor să pună mâna pe o bucată de hârtie și să scrie o scrisoare în care să spună, tată, realizez că sunt păcătos, îmi pare rău pentru ce am făcut, regret, recunosc că sunt așa, vreau să repar cumva greșeala mea, dar să nu mă întorc acasă, să nu mă întorc la tine, să îmi pare rău, dar eu cu viața mea, tu cu viața ta. Cam așa au făcut unii pocăința și cam asta a fost pocăința lui Iuda. Iuda a făcut toți pașii pocăinței, însă la urmă reabilitarea. Adică ce înseamnă? Să te reîntorci. Pentru că eu am o întrebare. Oare a fost mai grav păcatul lui Iuda sau păcatul lui Petru? Petru s-a lepădat, Petru a mințit, Iuda n-a mințit pe nimeni. Până la urmă a mințit doar prin tăcere, că n-a zis. Dar Iuda a fost cumva sincer, cumva. S-a dus, s-a discutat, nu a mințit, nu a... doar a fost perfid. Când l-am vândut pe Domnul, l-a jucat teatru. Îl sărut, vă dați seama, cel mai apropiat, pe cel pe care îl voi săruta, acela să-l prinde, acela să-l luați. Dar, dintr-un anumit punct de vedere, nu e un păcat groaznic, am spune noi. Nu e ceva foarte mare, ceva grav. Pentru noi, păcatul curviei cel mai mare, sau al nu știu ce, el, din punctul lui de vedere, poate nu a fost un lucru grav, însă vreau să spun în această zi că niciun păcat nu-i mare dacă te pocăiești de el. Însă poate fi un păcat mic. Și păcatul acela mic de care nu te pocăiești să te ducă în iad. De aceea astăzi trebuie să te gândești în modul cel mai serios la ce înseamnă pocăință. N-aș vrea să te amăgești cu gândul sau cu iluzia că tu n-ai păcate mari, ca și fariseu de altă dată. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni, prea curvari, hrăpăreți, ucigași, mincinoși, nu sunt ca ceilalți. Și s-ar putea să ai păcate mici, dar de care nu te pocăiești. Pentru că fariseul nu s-a pocăit și era acolo un vameș, un păcătos, care a făcut cine știe câte păcate. El nu le-a enumerat, el doar se putea cu pumnul în piept, nu îndrăstea nici ochii, se ridice spre cer și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și s-a pocăit. Și Dumnezeu l-a primit și Dumnezeu l-a iertat. Iar cel fără păcate mari, cel neprihănit în ochii lui, cel neprihănit potrivit tradiției lui, a fost socotit păcătos. Și merge în iad din pricina unor păcate mici, păcate inobservabile și așa mai departe. Iuda a făcut toți pașii mai puțin ultimul să se reabiliteze. Pentru că ce înseamnă reabilitare? Ai păcătuit, bun, vii la biserică. E greu, e cel mai greu lucru, să dai din nou ochii cu cel pe care l-ai vândut, pe care l-ai trădat. Să vii, să ai rușinea aceea, să știi, toată lumea se uită la mine, că așa zic unii, toată lumea se uită la mine, când faci pasul acela, înseamnă pocăință adevărat. Că dacă realizezi, regreți, dacă recunoști, dacă vrei să repari, dar apoi nu mai merg la biserică, ai uitat să faci ultimul pas și acela e cel mai important. Și exact asta este mare diferență între Petru și Iuda. Dacă ne uităm la Petru, a făcut aceiași pași ca și Iuda. A realizat că e păcătos. Când a dat cocoșul, iar până atunci
Nu sunt, el credea că vrea cumva să-l ajute pe Domnul, că așa era Petru. Petru era un om care a spus, Doamne, nu te las, gândul lui era, eu vreau să-l ajut pe Domnul, vreau să fiu alături de Domnul, vreau să fac ceva, mă duc acolo. Ceilalți au fugit, el nu, el este lângă Ioan, hai căutăm soluții, intrăm acolo să vedem cum, își făcea planuri, se încălzea, ia să vedem pe unde, cum, facem cumva. El, în viziunea lui, era cum să-l salveze pe Domnul, cum să-l scape el pe Domnul. A, și dacă mint, nu-i problema asta, dacă mint. Normal, să nu se prindă de mine că eu sunt dintre ai lui, dar eu sunt aici, cumva, mușamalizez totul. El nu a realizat că s-a lepădat de Domnul. El era cu gândul, gândul lui, obiectivul lui era să-l salveze pe Domnul, să facă ceva pentru Domnul. Că dacă era să se lepede, pleca acasă, fugea, nici nu mai știa de Domnul. Dar gândul lui era altul, însă diavolul așa reușește să te înșele, crezând că faci bine și multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Însă atunci când a cântat cocoșul, ca dintr-un vis s-a deșteptat Petru și a spus, stai puțin, Domnul mi-a spus, nici nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a dat seama, da, eu m-am lepădat, eu am zis că nu din Galileea, că eu nu cu el n-am fost, nu-l cunosc, nu-l știu. Atunci a realizat că e păcătos. A făcut pasul al doilea, a regretat, a ieșit afară și a plâns cu amar. A făcut pasul 3, a recunoscut. N-a spus, hai, vezi Ioan, să nu știe nimeni, gata, facem cumva. Nu, a recunoscut, se scrie despre el, știe despre el. A încercat să repare. A încercat să repare și mai ales a încercat să se reabiliteze. A venit din nou, a fost greu. La început, după înviere, ucenicii nu erau toți împreună la... Când Domnul trimite, spune, duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru, pentru că Petru era separat de ucenici. Era rușine să mai dea ochii cu ei. Și atunci Domnul trimite un mesaj special, Petru, eu sunt viu, vreau să ne întâlnim. Îți este greu. Altădată Petru era plin de entuziasm, plin de sine, Doamne, eu toate, eu mă descurc, eu nu te las. Acum vine Domnul și când stă Domnul de vorbă cu Petru după înviere, Petru, acum tu ești mai grozav decât ceilalți, tu ești mai bun decât ceilalți, mă iubești mai mult decât ceilalți, mă slujești, Doamne, tu toate le știi. Nu mai spun eu, sigur, ceilalți, fie ce-o fi, dar eu cu tine mă duc până la moarte. Nu mai este plin de sine. Dar vine și stă în prezența lui Dumnezeu, simte ce înseamnă pocăință. Nu o pocăință pe jumătate, nu o pocăință pe 3/4, nu pocăință 90%, nu pocăință 99%, pocăința ori 100%, ori nu e deloc. Și asta vrea să ne spun astăzi lecția asta lui Iuda. Pocăința trebuie 100%. O pocăință întreagă. Ori Iuda a făcut pași spre pocăință, dar n-a făcut ultimul pas, reabilitarea, în loc să vină la Domnul Iisus. În loc să simtă povara aceea, rușinea aceasta, mă duc, am făcut, l-am trădat, am fost lacom, iubitor de bani, am fost, dar gata, mă pocăiesc. Că întrebarea este, l-ar fi primit Domnul pe el? L-ar fi mântuit Domnul pe el? Acum sunt dileme, sunt presupuneri. Însă ce știm cert este că Iuda n-a făcut pasul acesta. Dacă Iuda ar fi făcut pasul acesta și Domnul spunea pentru tine nu mai este iertare, atunci puteam spune sigur nu este iertare. Dar el n-a făcut pasul acesta. El a ales un alt pas mult mai greșit. S-a dus să se spânzure, să-și pună capăt zilei. Pentru că una din problemele sinucidei este tocmai rușinea aceea. Când ai făcut ceva, nu mai ai ochi, nu mai ai curaj să vezi realitatea, să te vadă alții, să-i vezi pe alții. Și vreau să spun că aceea nu este deloc soluție. Și eu cred mai degrabă că atunci când Domnul a spus mai bine pentru acest om era să nu se fi născut, nu era doar faptul de a fi vândut, ci ce se întâmpla după aceea, faptul că nu s-a pocăit. Că l-a vândut fără să ducă pocăința lui până la capăt. De aceea în această zi aș vrea să te gândești profund la Iuda și să nu te gândești doar la gestul lui sau la păcatele lui, dar să te gândești la câteva lucruri, câteva aplicații practice, nu subestima răul. Poate e un lucru mic în viața ta, poate e o mică plăcere, o mică patimă, un mic viciu, poate e o simplă dorință de a avea bani, de a avea lucruri, de a avea lucruri și la un moment dat dorința aceea de a avea bani te pune să faci lucruri pe care nu le-ai
nu le-ai face altfel, nu le-ai fi făcut altă dată. Să comiți ilegalități, infracțiuni, să faci tot felul de lucruri, dar asta doar din dorința de a câștiga, de a avea bani, de a avea siguranța asta. Și eu, Doamne, spune asta, nu-i mare lucru, o minciună aici, o semnătură falsă partea alaltă, un document de aici, un document de acolo, lucruri simple, lasă că asta merge, merge și fără. Și numai când ajungi și îți dai seama că ai ajuns undeva prea departe, prea departe, s-ar putea să gândești ca și Iuda, să spui, nu e nicio problemă. Târziu de tot, a ajuns Iuda să-și dea seama ce a făcut. 30 de arginți, nu e nicio problemă, l-am vândut, domnul scapă, prieteni, viața se întoarce înapoi, nu e nicio problemă. Dar n-a fost așa. Nu subestima răul. Oricât de mic e el, un păcat, oricât de mic, oricât de neînsemnat ar fi el, oricât de lipsit de importanță este un păcat, dacă rămâne acolo, păcatul de care nu te pocăiești, te duce în iad, oricât de mic este. Oricât de mic. Nu urmări avantajele personale. Nu te gândi doar la tine. Iuda stătea acolo la masă și el aparent vorbea despre săraci, că e interesat de săraci, dar îți gândea la el. Ce ocazie am pierdut eu? Ce sumă frumoasă, ce salar frumos, pe un an de zile, 300 de lei puteam să-i pun în buzunar. N-am reușit. Și atunci, ca să acopere cumva pagubă asta, caută alte soluții. Nu regreta pagubele. Se întâmplă în viață de multe ori să pierzi. Resemnează-te atunci când pierzi. Resemnează-te atunci când nu câștigi ceva. Resemnează-te când lucrurile nu sunt cum vrei. Nu fi lacom de bani. Nu fi lacom nici de alte lucruri, că nu numai de bani, dar omul poate fi lacom după multe lucruri. Însă vreau să subliniez un adevăr al Scripturii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani. Poate nu vei ajunge să faci ce a făcut Iuda, dar vei ajunge să faci alte lucruri care la fel sunt păcat. De aceea, în această zi, să nu zici, Iuda nu e treaba mea, predica cu Iuda nu mă privește pe mine. Te privește pe tine oricine ai fi, pentru că atâta vreme cât ai bani în buzunar, nu uita că poți fi afectat de iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor și poți face alte rele decât a făcut Iuda, altele, dar care sunt la fel de vinovate în ochii lui Dumnezeu. Și păcate de care, dacă nu te pocăiești, vei fi pierdut pentru totdeauna. Nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu e suveran, dacă Dumnezeu este stăpân, atunci El mă va păzi, eu nu voi ajunge să cad, eu nu voi ajunge să... Eu mă duc acolo, dar uite, Dumnezeu, dacă mă duc să fur, lasă, dacă Dumnezeu e suveran, o să strice motorul la mașină și gata, numai Dumnezeu mă păzește, Dumnezeu mă oprește. Nu abuza, nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Vreau să spun că dacă tu spui în minte să păcătuiești, Dumnezeu te lasă. Dumnezeu te lasă. Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minților blestemate să facă tot ceea ce vor. Nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă îi ceri ajutorul, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu te binecuvintează, dar dacă tu ai în gând numai să păcătuiești, să păcătuiești, cazul lui Balaam. L-a oprit Dumnezeu o dată, l-a vorbit a doua oară, dar când a văzut că Balaam, din dorința de câștig, el cum să pierde o sumă asta, că au venit acum cu mai mulți bani, cu fonduri mai mari, cu onoruri mai mari, el tot s-a dus. Și atunci Dumnezeu a spus, dacă ăsta pe ăsta, oricât aș face, nu-l mai opresc. Dacă se duce, îl lăs să se ducă, dar măcar să facă doar, să-i pună o limită, numai atât cât vreau eu. Nu abuza de teoria predestinării. E o problemă. Oamenii au o vorbă în România, ce ți-i scris, în frunte ți-i pos. Dumnezeu va spune altceva în ziua judecății. Omule, viața ta a fost în mâinile tale. Tu ai decis. Tu ai decis dacă să primești mântuirea, să primești iertarea, să primești neprihănirea, sfințirea. Dacă păcătuiești, tu alegi să păcătuiești. Dacă te sfințești, tu alegi să sfințești și nimeni altul nu alege în dreptul tău. Vreau să spun că predestinarea, adică destinul creat de Dumnezeu înainte, este doar pentru unele lucruri. Dumnezeu te-a predestinat să fii bărbat și nu femeie, să ai ochi albaștri sau verzi, să ai părul blond sau altceva. Sunt multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a predestinat să fii român sau să fii așa, să fii așa. Multe lucruri le-a predestinat Dumnezeu.
Dar niciodată Dumnezeu n-a predestinat cuiva mântuirea. Adică vrei, nu vrei, te duce Dumnezeu în rai. Eu nici nu vreau, nici nu, dar Dumnezeu te duce, că tu ești ales. Nu te va duce Dumnezeu fără să vrei în rai. Și nu te va duce Dumnezeu fără să vrei în iad. În iad vei ajunge, doar pentru că tu ai ales să păcătuiești și să nu vrei mântuirea, să nu vrei pocăința. Și nu poți da vina într-o zi pe Dumnezeu să spui, Doamne, Tu ai făcut asta. Nu poate Iuda la judecata lui Dumnezeu să spună, Doamne, Tu ai scris în mine de Scriptură, eu n-am avut ce face, a fost ca un magnet, m-a tras, m-a prins și eu acolo neputincios, n-am putut face nimic. Nu. Vorbim despre preștiința lui Dumnezeu, adică știința mai dinaintea lui Dumnezeu, care știa caracterul lui Iuda, știa lăcomia lui Iuda și atunci a spus să-l lăsăm pe asta, l-acceptăm așa, să-și facă el planul lui. Vorbim de preștiință și nu predestinare. Fii responsabil de greșeli. Ai greșit undeva, recunoașteți vina, asumă-ți vinovăția. Și responsabil înseamnă să repari, dar înseamnă apoi să te reabilitezi, să faci toți pașii pocăinței. Să nu te oprești undeva, să nu te oprești la jumătate. Repară greșelile în mod complet. Adică dacă ți-ai cerut, dacă ai greșit față de cineva, hai să o luăm și pe asta. Ai vorbit de rău pe cineva, ai defăimat pe cineva, ai denigrat pe cineva. Vreau să spun că nu-i suficient să vii la rugăciunea de mărturisire, spui, Doamne, eu l-am vorbit de rău pe fratele Marius, iartă-mă Tu, dar Tu la el nu te duci în cererea tale. Ce e o pocăință pe jumătate. Dacă ești responsabil, asumă-ți. Ai vorbit de rău, asta înseamnă, dar mi-e rușine. Asta înseamnă pocăință. Să înfrunți rușinea, să spui, da, am păcătuit. Dacă vrei pocăință, dacă vrei numai de fațadă, du-te ca Iuda înainte. Dacă vrei o pocăință autentică, pocăința asta înseamnă să realizezi că ești păcătos, să-ți dai seama, e un păcat grav, dacă nu mă pocăiesc de el, în iad merg, să realizezi asta. Oh, nu e așa mare. Înseamnă că nici n-ai început pocăința. Când ai spus că asta nu-i grav, deja pocăința nici n-a început, pentru că pocăința înseamnă prin a realiza cât de mare e păcatul tău, pentru că nu te pocăiești de el, oricât de neimportant ar fi el. Înseamnă apoi să regreți păcatul tău, să-ți pară rău că ai făcut asta, să recunoști păcatul tău, să te duci dacă ai, că asta a zis Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, mă duc și dau la biserică bani. Nu, biserica avea nevoie de bani, nu la templu duci bani. Te duci la cel pe care l-ai năpăstuit. Frate, era 100 de euro, ți-am luat 150, asta e. Cu 50 am luat în plus, poftim, 200 de euro în plus pentru că te-am înșelat. Asta e pocăință. Asta este pocăință. Nu înseamnă, îmi cer iertare, Doamne, la rugăciunea de mărturisire, sau mă duc la păstor și mă mărturisesc. Nu, eu ți-am furat banii ții și mă duc la păstor. Simplu. Simplu așa, nu? Te pocăiești, da, mărturisește-ți păcatul, te duci la păstor, foarte bine, mărturisește la păstor, dar păstorul trebuie să te trimite de unde, de la care bancă ai furat, de acolo, te duci și dai înapoi. Asta e pocăință. Nu cu bani în buzunar și cu pocăință și în rai. Nu se poate. Repară greșelile în mod complet. Nu părăsi niciodată adunarea, s-a spus azi, nu părăsi adunarea. Asta a fost marea greșeală a lui Iuda. A părăsit, i-a părăsit pe cei. Măcar ceilalți erau împreună, vedeți cum e. Au spus, băi, împreună, ce facem? Erau ascunși, erau puși, încuiați de frica ideilor. Acum ne răstignea și pe noi, ne caută și pe noi. Dar măcar erau împreună. Erau împreună. Și asta face foarte mult, să fii împreună. Să nu te izolezi. Pentru că un alt personaj, Iuda, al Vechiului Testament, a avut și el o scăpare în viața lui. La un moment dat se spune că în Geneza 37, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om, Adulam, din Hira. S-a căsătorit acolo și, în fine, viața lui, istoria lui, o mare cădere în viața lui, mare compromis în viața lui, pentru că a părăsit pe frații săi. N-a mai fost împreună cu ei. Să părăsești adunare, nu mai vin la adunare, că asta este gândul care îl aduce diavolul. Ai păcătuit. Până să păcătuiești, diavolul spunea, nu-i mare problemă. Iuda, dar nu-i deloc nicio problemă. Asta, tu doar o să dai ceva, o să dai și zecială, o să dai și la săraci, din 30 de argint, 10 îi dai Domnului, dai la vreun sărac, îi mai ajut și pe alții, dar nu nicio problemă, tu îl vinzi pe Domnul, Domnul tu știi că el e Fiul lui Dumnezeu, el nu poate fi omorât, el nu poate fi răstignit, nu îi se întâmplă nimic, el va scăpa și
Tu ai bani în buzunar și mai dai și la alții. Diavolul la început până să păcătuiești spune, nu-i mare lucru, ba chiar e bun ce faci. După ce ai păcătuit, vine diavolul și spune, ei, și acum, adică tu mai ai curaj să mergi la adunare? Tu mai ai curaj să pui mâna pe Biblie? Tu mai ai curaj să te rogi ștreangul la gât? Tu nu mai ai șansă, tu nu mai ai nicio iertare. Pentru tine nu mai este mântuire, pentru tine nu mai este iertare, pentru tine nu mai este salvare. Asta face diavolul și astea sunt minciunile lui. Până să păcătuiești, nu ai nicio problemă, nu-i păcat. Nu-i așa grav, chiar dacă e greșit, dar nu-i total greșit, că poți să... există șansă. După ce ai păcătuit, îți spune, nu mai există nicio șansă. Tu nu mai ai salvare, tu nu mai ai iertare, e prea mare păcatul tău. Până să păcătuiești, e prea mic păcatul tău. După ce ai păcătuit, e prea mare. Nu mai ai salvare. De aceea, în această zi, sunt aici să spun, oricât de mare e păcatul tău, dacă te pocăiești de el, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu te primește. Dumnezeu vrea să te mântuiască. Pentru că El pentru asta l-a trimis pe Fiul Său, slăvit să fie numele Lui. De aceea pot să spun în această seară închin, în această dimineață închin, vino totdeauna la Iisus. Și atunci când știi că rușinea te apasă, nu ai vrea să dai ochii cu El, nu te poți uita la tine în oglindă, nici tu să te uiți în ochii tăi, vino la Iisus. Petru a venit la Iisus și Dumnezeu l-a iertat și Dumnezeu l-a reabilitat. Au venit oameni la Iisus și eu altă dată făceam paralel aceasta între David și Saul. David a făcut lucruri mult mai grave, mult mai josnice decât Saul. Saul a făcut și el câteva lucruri, nu foarte grave, nu foarte mari, dar păcate de care nu s-a pocăit. David s-a pocăit de lucruri foarte grave și Saul nu s-a pocăit de lucruri foarte mici. Dumnezeu a avut milă de David și pe Saul l-a lepădat. Totul este cum te raportezi tu, cum te pocăiești tu. Și aș vrea în această zi să n-avem o pocăință pe jumătate. Pentru că titlul predicii mele este tocmai nu este îndeajuns. Nu e de ajuns o pocăință pe jumătate sau pe trei sferturi sau 90%. Nu e de ajuns să ai un nume frumos, creștin, să fii creștin, să fii membru într-o rând. Nu e suficient. Nu este de ajuns să ai parte de o chemare înaltă a lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să beneficiezi de un dar măreț din partea lui Dumnezeu. Nu este suficient să ai o slujbă deosebită. Nu este îndeajuns să recunoști că ai greșit, să regreți că ai păcătuit. Nu este de ajuns să încerci să repari greșeala. Trebuie să vii la Iisus. Trebuie să duci pocăința până la capăt. Trebuie cu adevărat să te întorci la Dumnezeu, pentru că până la odică, pocăința asta înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. Ori Iuda nu s-a mai întors la Dumnezeu. El a început pașii pocăinței, dar n-a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Asta înseamnă pocăință, să te întorci la Dumnezeu, să vii la Iisus, să vii la El cu păcatul tău, cu povara ta, cu problema din viața ta, să ceri iertare, să repari greșelile trecutului, să îți asumi vinovăția, să îți asumi responsabilitatea, să poți primi iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Dar dacă doar regreți păcatul, doar dacă recunoști și doar atât și te oprești, nu este de ajuns. Mă rog în această zi să faceți tot ce este de ajuns pentru pocăință. Toți pașii pocăinței. Și Dumnezeu să ne primească pe toți. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Marius. Am înțeles că dreptul la pocăință nu ne-l poate lua nimeni. Niciun om. Avem dreptul fiecare să ne pocăim și Dumnezeu să ajute tuturor să avem o pocăință autentică pentru mântuirea sufletului, pentru că El și-a dat viața pentru noi și prin ranile Lui, prin sângele Lui, avem iertarea păcatelor. Mărit să fie Domnul! Iubiții Domnului, hai în această dimineață să ne ridicăm cu toții, invit-o slujitorii ordinați din sală, de aici de sus să coborâm pe podium și împreună să sărbătorim sărbătoarea cea mare, ultima sărbătoare a cinei Domnului din anul 2018, sărbătoarea aceasta minunată și Domnul să fie cu noi. Amin.
Așa, după cum spuneam dintotdeauna, orice lucrare în sânul Bisericii Domnului Iisus trebuie să aibă temelie și suport biblic. Și împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este o rânduială a bisericii noastre, o dată pe lună, și acest cuvânt îl găsim scris de Marele Apostol Pavel în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, lua paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Amin. Intrăm într-o rugăciune de cercetare cu toată biserica și la sfârșit doi slujitori se va ruga pentru rodul viței și pentru pâine care simbolizează trupul Domnului Iisus. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
Continuăm, Dumnezeule, să-ți mulțumim că Tu ești prezent aici. Îți mulțumim, Dumnezeule, că în dimineața aceasta Tu ne-ai ascultat rugăciunea. Îți mulțumim că ne-ai vorbit, Doamne, și credem că doar în Tine este iertare. Doar în numele Tău este mântuire și doar în numele Tău este spălare de păcate. Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc în aceste momente. Doamne, Tu ai văzut inima noastră și, Doamne, spune-mi în această dimineață că Tu le știi pe toate, Doamne. Tu le cunoști pe toate, Dumnezeule, și înaintea ochilor Tăi totul este gol și descoperit. Dar îți mulțumim, Dumnezeule, că și numele Tău este iertare. Îți mulțumim că numele Tău este eliberare. Îți mulțumim că numele Tău este vindecare. Și noi credem, Doamne, că și numele Tău în această dimineață, Doamne, primim dreptul de a sta la masă cu Tine, nu prin propriile noastre puteri, nu prin faptele noastre, ci prin credința vie în numele Tău. Îți mulțumim pentru acest dar minunat. Îți mulțumim pentru acest har minunat. Și, Doamne, Te rog în această dimineață, binecuvintează pâinea care ne stă în față, Doamne, care simbolizează trupul Tău, care a fost frânt, care a fost bătut, care a fost biciuit pentru mine și pentru noi toți în această dimineață. Îți mulțumim, Dumnezeule, și Te rugăm să-L binecuvintezi, să-I dai valoare în această dimineață, ca Cel care va întinde mâna, o, Doamne, și dacă n-are pace în inimă, lasă Tu pace în dimineața aceasta. Dacă n-are bucurie, lasă bucurie. Noi știm, Doamne, că numele Tău este să fac minuni. Îți mulțumim, Dumnezeule, că în dimineața aceasta, Doamne, Tu vei da vindecare celor bolnavi. Îți mulțumim pentru binecuvântarea dată acestei pâini și îți mulțumim pentru vrednicia care Tu ne-o dai nouă ca slujitor, Doamne, să ne putem apropia de trupul și sângele Tău. Îți mulțumesc pentru fiecare suflet din această biserică. Doamne, îți mulțumesc pentru iertarea dată. Îți mulțumesc pentru cei care, Doamne, s-au cercetat în dimineața aceasta, s-au cercetat mai mult poate ca întreg anul acesta și au considerat, Doamne, că trebuie să mai amâne, mai sunt lucruri care trebuie să le rezolve în viața lor. O, Doamne, dă-le putere, ca aceasta să o facă gravnic, pentru că viața ne este în mâna Ta, pentru că ziua de mâine, minutele care urmează, sunt în mâna Ta și noi vrem, Doamne, dorim ca să sărbătorim cu Tine în veșnicie. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate lucrurile, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Tată Ceresc, continuăm să ne închinăm și să ne rugăm înaintea Ta în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim în mod deosebit pentru că din dragoste pentru noi, pentru omenirea căzută în păcat, ai trimis pe singurul Tău Fiu, pe Fiul Tău Logosul, Cel întrupat, Cel preexistent, care a trăit alături de Tine din veșnicie, care a luat trup, Doamne, și s-a născut sărac și a trăit sărac pe acest pământ, ca să ne îmbogățească pe mulți în credință și să ne facă moștenitori ai vieții veșnice. Tu n-ai avut nimic, Doamne, n-ai deținut nimic aici pe pământ, chiar punga ai lăsat-o lui Iuda să aibă grijă de ea. Ai te născut într-o iesle, spre deosebire de noi, care ne-am născut confortabil. Ai împrumutat măgărușul, ai împrumutat crucea pe care să-ți dai viața pentru noi. Nici mormântul n-a fost al Tău, Doamne, pentru ca noi să ne îmbogățim față de Dumnezeu. Acum, Doamne, continuăm să ne rugăm pentru ceea ce reprezintă rodul viței, Doamne. Te rugăm să dai valoare sângelui Tău atunci când frații și surorile vor duce pe buzele lor acest rod al viței, mințile lor să fie conectate cu jertfa Ta de pe cruce. Să ne gândim la gestul suprem, extrem, pe care L-ai făcut, întinzându-ți mâinile pe cruce pentru noi, ca noi să avem intrare slobodă în Sfânta Sfintelor, singura cale, singurul drum în Sfânta Sfintelor, împărtășie în prezența Ta, este calea Iisus Hristos. De aceea îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești singura cale. Tu ne-ai iertat păcatele noastre, Doamne. Tu ne-ai sfințit ca să putem avea apropiere de Dumnezeu. Îți mulțumim că ne-ai iertat, ne-ai făcut frați și surori cu Tine, Doamne. Îți mulțumim frumos și Te rugăm să binecuvintezi biserica. Te rugăm să ne învrednicești, mai ales acum când am auzit acest mesaj al pocăinței. Ajută-ne să ne eliberăm prin sângele Domnului Iisus și prin cuvântul Tău de orice viclenie, orice răutate, orice gând, orice necurăție și pocăința noastră să fie una sinceră și completă. Să nu fie o căință doar de anumite lucruri, ci să fie
pocăință totală ca și aceea lui Petru și te rugăm să ne primești, te rugăm să ne învrednicești, să învrednicești deopotrivă biserica, dar și slujitorii, cei care vor oferi, Doamne, aceste elemente sfinte. Stând aici înaintea Ta, comemorăm moartea Ta până vei veni Tu, proclamăm moartea Ta și luând, Doamne, din aceste elemente sfinte, din rodul viței, vestim moartea Ta până vei veni și știm că îl vom bea împreună cu Tine, într-un mod nou, cu totul nou, la marea Ta masă. Noi știm, Doamne, și vedem în jurul nostru că totul se clatină, știm că vremea venirii Tale este foarte aproape, de aceea vrem, Doamne, să trăim ca frați, miloși, să ne iertăm unii pe alții, să trăim smeriți, să trăim pocăința adevărată, Doamne, să lăsăm pe Duhul Sfânt în inimile noastre să-și facă desăvârșit lucrarea și în fiecare zi să ne asemănăm chipului Fiului Tău, Iisus Hristos, prin Duhul Domnului. Îți mulțumim și credem că Tu ești cu noi, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și Tu vei da putere, Tu te vei atinge de cei ce se vor atinge de aceste elemente și binecuvântarea Ta va fi peste noi toți. Amin. Noștri, toți aceia care v-ați pregătit în urma cercetării, rămânem ridicați pe picioarele noastre, ceilalți care nu sunt botezați, care se vor retrage din diferite motive sau au rechis din partea bisericii, vor reocupa locurile, la slujitorii Domnului vor împărți aceste daruri, elemente sfinte și fie ca Duhul Sfânt să fie cu noi și în această lucrare. Amin. Aud ciocanele cum bat, acolo sus pe unghia Giuda, bate ciocanul tot mereu în Sfântul Fiu de Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine, pentru noi de la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi Domnul Iisus, viața și-a dat. Ciocanul bate să-i pironească mâinile și în picioare i-au bătut, bat jocorindu-l ne-ntrerup. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Când crucea grea au ridicat,
cel ce a fost nevinovat, cu sulița coasta-l străpus, nevinovat sânge a curs. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota, ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sânge. Acesta e corpul Domnului Iisus, luați și mâncați toți din el.
cum pot răsplăti eu iubirea-ți imensă, când tu ți-ai dat viața pentru păcătos. În schimb o primește umilă ofrandă, umilă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Umilă ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Când negura nopții-și întinde mantaua, privesc printre lacrimi spre tine a căuta. Supraînveghează cu dragostea sa. Un tată puternic ce supraînveghează cu dragostea sa. Nu pot răsplăti eu cu argint sau cu aur măreț sacrificiu și dragostea ta. De aceea, o Doamne, te rog, azi primește, primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea. Primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost răstignit, păcatul meu El a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Am fost robit al meu păcat, ce m-a păsat, m-a chinuit, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pacea și m-a iubit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, dragul meu, astăzi ești chemat la acest har, ce este un dar. Pleacă-ți genunchii și inima, întinde mâna căci El i-al tău. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, but
crucea e acel loc unde m-am luminat. Am fost ori vedere aici mi s-a dat. Și pe Iisus în inimă am primit, când voios pacea lui am dobândit. Acesta-i sângele Domnului Iisus Hristos. Luați și beți toți din el. Vă invit să vă ridicați toți care sunteți așezați. Domnul Iisus Hristos, în acea seară, a mai făcut o lucrare importantă în Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 13, citesc la versetul 10 în jos. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat n-are trebuință să spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți, a spus Domnul, amin. Amin. Și noi, după încheierea slujbei, avem posibilitatea să facem spălarea picioarelor după porunca Domnului și fie ca Domnul să ne ajute să împlinim tot ce este scris. Amin. Acum împreună ne plecăm capetele și cerem protecția Domnului peste săptămâna care vine, peste ziua întreagă și mulțumim din toată inima Domnului pentru ce a fost până aici. Amin.